De 31 de ani, acest popor este mințit și ținut prizonier în sărăcie. Partidul Mișcarea Populară este singurul care luptă pentru ca nevoile fiecărui român și ale întregului neam să fie asigurate. Ne luptăm până la capăt pentru reducerea numărului de parlamentari, pentru oprirea tăierii ilegale a pădurilor. Pentru orice pas important, avem nevoie de curaj. Votează PMP pe 6 decembrie. În data de 6 decembrie 2020 vor avea loc alegerile pentru Senat și Camera Deputaților. Campania electorală se desfășoară în perioada 6 noiembrie-5 decembrie 2020, ora 7. În timpul campaniei electorale trebuie respectate următoarele măsuri. Purtarea obligatorie și corectă a măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimentele electorale, limitarea numărului participanților la maximum 20 și limitarea duratei la maximum 2 ore în cazul evenimentelor desfășurate în spațiu închis, limitarea numărului participanților la maximum 50 și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 metri per persoană în cazul evenimentelor electorale desfășurate în aer liber, limitarea numărului persoanelor la maximum 6 în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă, limitarea numărului persoanelor la maximum 2 în cazul acțiunilor din ușă în ușă. Respectarea aplicării măsurilor se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează conform legii. O campanie de informare a autorității electorale permanente. Bună seara, bine v-am regăsit! Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această seară este domnul Raul Ioan Florescu. Dânsul este candidatul Partidului Mișcarea Populară la Senatul României. Domnule Florescu, bună seara, bine ați venit! Bună seara și noastră și telespectatorilor noastre și mulțumesc mult pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Vorbim despre proiectele pe care le aveți. Vreți să deveniți senator, da? Intenția asta este. Bănuiesc că aveți și proiectele creionate deja și aș vrea să îmi spuneți pe unde ați fost în campanie electorală, prin Buzău, în județ sau în municipiu, cum a fost? În primul rând m-am ocupat de municipiul Râmnicu Sărat, al cărui locuitor sunt permanent, nu mă întorc acasă ca alții, și în zona comunelor și zona limitrofă a Râmnicului Sărat, aproape în fiecare zi, în câte o comună. Bine, e un lucru obișnuit pentru că eu fac de foarte multă vreme treaba asta și e o obișnuință. De ce ați ales să candidați din partea PMP? Păi cred că istoria este un pic mai lungă. Eu provin dintr-o zonă de dreapta și m-am menținut într-o zonă de dreapta, dreapta autentică, pot să spun așa, cam din 2004. Sunt fost pedist, fost pedelist și am continuat zona asta de dreapta și cred că la ora actuală PMP-ul reprezintă singura variantă de dreapta corectă și nu a unui partid balama. Adică opțiunea de dreapta și creștină pe care o are PMP-ul m-a convins că până la urmă lucrurile în direcția asta trebuie să meargă și dovada faptului că până la urmă în județul nostru singura opoziție de la PSD o face PMP-ul, deci ca atare cam asta este opțiunea mea. Spuneți-mi despre ce se întâmplă la Râmnic. Spuneați că v-ați întâlnit cu cei de acolo și v-au spus probabil ce probleme au. Cum îi veți putea ajuta și care credeți că sunt principalele probleme acum? Da, cred că lucrurile trebuie să vi le explic, în primul rând pentru că sunt pentru prima dată la dumneavoastră în această perioadă. Eu la Râmnicu Sărat am candidat pentru demnitatea de primar.
Și am făcut o campanie începută cu foarte multă vreme înainte cu echipa. Am avut un contract de asumare politică până la urmă, deci nu un contract, un program politic. Și pentru a-l crea și a-l creiona, am avut nevoie de opiniile și de consultarea cetățenilor. Și majoritatea punctelor din programele mele comunitare, că așa le-am edificat până la urmă, provin în mare parte din această consultare. Consultare care a continuat și pentru zona de Parlament. Pentru că trebuie să înțelegem un singur lucru. Parlamentul nu este o instituție executantă. Este un deliberativ, un legislativ, deci lucrurile acolo se desfășoară la un alt nivel. De cele mai multe ori sunt lucruri generale. Și atunci rolul parlamentarului dintr-un județ, dintr-o zonă, este de a aduce amendamente și de a crea norme de aplicare ale respectivei legi care să-i ajute pe cei din comunitatea de unde provine. Și atunci cred că lucrurile aici se leagă un pic și cred că de asta am achesat până la urmă de a face un cadru de acțiune parlamentară a parlamentarilor din Buzău, care să convergă și să completeze cumva programul național al partidului cu elemente din zona noastră. Vedeți, noastră, județul Buzău are 400 și ceva de sate, de localități și numai 5 orașe și municipii. Există un dezechilibru cumva între nivelul de trai dintre rural și urban și dacă ne uităm un pic pe o hartă și pe o statistică, vom observa că orașele și municipiile din Buzău sunt undeva în urma clasamentului față de orașe, municipii similare din România. Deci, cred că aici trebuie să aducem un plus valoare, indiferent până la urmă din partea cărui partid venim, pentru zona pe care o reprezentăm. Cred că ăsta este rolul parlamentarului în primul rând. Acum vreau să vă spun un singur lucru. Campania pe teren știți că se duce până la nivelul de a pune asfalt pe stradă și de a face promisiuni deșarte până la urmă. Dar până la urmă rolul parlamentarului este cu totul și cu totul altul. Într-adevăr, când te duci într-o localitate, când te duci între cunoștințe, trebuie să abordezi și problemele locale și atunci omul vine cu fel de fel de probleme pe care le întâlnește și le întâmpină și acum haideți să fiu cinstit. Poate pentru cei care nu prea stau pe aici, le văd, le constată și își fac niște clipuri. Noi le trăim alături de ei. Eu trăiesc de 46 de ani în Râmnicu Săran, n-am plecat niciodată. Deci ce să spun, că nu văd gropile după stradă? Sau că nu văd că bine, nivelul în calitate de senator nu puteți să astupați gropile cu siguranță de pe nu, pe tocmai asta vă spuneam. Dar discuțiile în momentul campaniei se pleacă către această zonă. Acum, legat de chestiunea generală până la urmă pe care trebuie să o aduci în discuții cu alegătorul, sunt și ceea ce vrei să faci sau ce face partidul la nivel național. Și uite că cu bucurie pot să spun că Partidul Mișcarea Populară a făcut câteva lucruri și a promovat câteva lucruri la care ține foarte mult, cum ar fi revenirea, impropriu spus, aducerea până la urmă a referendumului din 2009 la nivel de lege și cu totodată cu scăderea parlamentarilor la 300. Încă n-au scăzut. Păi încă n-au scăzut, dar nu înțelege nimeni de ce o proporție de 80% din români au votat într-un fel și nimeni nu ține cont de dorința lor. PMP-ul a dus deja două proiecte legislative în Parlament, care acum stau, vorba aia, la un vot distanță. Nu vrea nimeni să le bage în seamă. Este vorba și de revenirea Parlamentul la 300 de parlamentari și tăierea pensiilor speciale pentru politicieni. Deci, de ce spun treaba asta? Pentru că
acum zilele astea e o mare forfotă în ceea ce privește acest subiect. Unii își dau demisiile, alții încearcă să și le dea. În sfârșit, parlamentarii dumneavoastră din PMP și-au dat demisia? Și-o vor da? Sau nu, pentru că demisia, această demisie, cum să spun, televizată, că până la urmă și de campanie, nu are niciun suport real, inclusiv domnul Zegrean, care până la urmă a condus Curtea Constituțională, a explicat destul de clar care este procedura de demisie în ultimele zile de mandat, în condițiile în care Parlamentul nu se mai reunește și așa mai departe. Deci pur și simplu este o mascaradă. Ca să înțeleagă toată lumea, este un act unilateral, dar Parlamentul trebuie să se întrunească pentru a lua alte demisiile acelea. O hotărâre în acest sens. Deci lucru care nu se va întâmpla, până la urmă, cred că cei care fac acum această sarabandă se vor încurca singuri în ea. Și mai avem și un președinte de Cameră a Deputaților care și-a dat demisia și în mandatul trecut, dar n-a luat nimeni act de ea. Deci, cred că buzoienii, râmnicenii, românii în general, s-au cam săturat de vrăjeala asta, care nu mai are suport. Bine, știu că pensia specială, dacă nu o iei așa oricum, trebuie să faci și un procedeu de a o solicita, așa că probabil parlamentarii care și-au dat demisia nu vor solicita nici pensia și nu o vor primi. Haideți să vă spun un lucru. Parlamentarii USR, dacă vrem să... Nu vorbim despre alții, domnule Florescu, vorbim despre... Bun, parlamentarii, grupul de parlamentari mai mare care astăzi a anunțat că își dă demisia, a uitat să spun un singur lucru, sunt la o vârstă destul de fragedă, iar această pensie va intra în calcul la limita de vârstă, deci la 65 de ani. Păi să ne ierte Dumnezeu, să fim noi sănătoși, să-i vedem la pensie. Sau să vedem dacă atunci vor cere sau nu vor cere această pensie specială. Dar eu vă garantez că o vor cere. Că uită lumea până atunci. Spuneați că PMP are așa un proiect pentru a nu mai primi pensii speciale politicienii. Nu, dar aici lucrurile sunt foarte simple. Este depus în Parlament, s-a făcut și o convocare, un comunicat de presă în care s-a cerut reunirea birourilor permanente. Astăzi președintele Camerei a spus că deci continuăm vrăjeala. Nu e vrăjeală, că până la urmă sunt toate mișcări de campanie, dacă ne-am putea gândi înțeles așa, numai că și proiectul dumneavoastră și proiectul demisia altora. Proiectul este de 2 ani, deci nu era perioada campanie. De 2 ani și n-a reușit până acum să intre... Numărul parlamentarilor PMP este un pic mai redus decât iată al celorlalți. Iată că avem alegeri în curând și puteți să aveți Dumnezeu șansa de a vă exact crește numărul. Dar vis-a-vis de legea pensiilor, acest subiect, dacă cineva încearcă sau va încerca tot cum s-a încercat până acum să scoată integral, nu va reuși. Și atunci cred că singura soluție este de a scoate pe articole, pe segmente de pensii speciale, pentru că ușor, ușor lucrurile vor intra la normal. Ce înseamnă politicieni? Înseamnă parlamentarii, primarii, președinți de consilii județene? Nu, parlamentarii, pentru că parlamentarii au rol legislativ. Din păcate, primarii și președinții de consilii județene au rol executiv și au rol de a face proiecte, dar în deliberativul local. E cu totul care nu poate ieși din contextul unor legi. Deci cu pensiile acelea speciale pentru aleșii locali sunteți de acord? Nu sunt de acord. V-am explicat. Cred că lucrurile trebuie luate gradual. Pe rând. Pe rând, pentru că dacă o va ataca în integralitatea ei legea, se va găsi cineva în permanență care va spune nu. Și prima categorie ar fi cea a parlamentarilor. Prima categorie care ar fi, cred că ar fi a judecătorilor de la Curtea Constituțională, dacă vreți să... ne preferim la ei, pentru că până la urmă... A judecătorilor în general până la urmă, că nu puteți să... Cheia acolo este. Păi nu a judecătorilor în general, pentru că singurii care au veto la treaba asta sunt judecătorii Curții Constituționale, care logica lucrurilor e că niciodată nu își vor da singuri la picioare. Dar dacă lucrurile încep să intre într-o gradualitate, cred că până la urmă ar avea surse de izbândă. Dar acum, dacă noi ne calăm această campanie sau ultima parte de campanie pe aceste subiecte puierile care sunt sterile până la urmă și nu au niciun fel de rezolvare
și începem să ne televizăm așa cu hârtiile semnate pe la fel de fel de emisiuni. Fiecare face campanie așa cum crede, domnule Florescu. Vreau să discutăm puțin despre ce credeți dumneavoastră că ar avea sens să se întâmple în această parte a doua a campaniei electorale, ce ar trebui să audă oamenii și care sunt proiectele pe care cu adevărat le-ați putea implementa odată ajunși în Parlament. Cred că majoritatea proiectelor pe care PMP-ul le-a promovat și le-a prezentat în campania electorală pot fi puse în practică, pentru că sunt proiecte, în marea lor majoritate, încă o dată strânse din dorința și năzuința cetățenilor. Începând cu cei 300 de parlamentari, începând cu pensiile speciale, începând cu o nouă lege a sănătății, începând cu digitalizarea educației și o nouă lege a educației care să echilibreze un pic lucrurile. Uitați-vă, discutăm despre legea educației, care este o lege de câțiva ani de zile funcțională. Ea și la momentul la care a fost introdusă a fost un pic decalată față de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Uite că a venit această pandemie care ne-a dat peste cap și ne-a văzut așa cum suntem, adică dezbrăcați. Dezbrăcați în totalitate și lucrurile nu funcționează. Și atunci cred că lucrurile noi ar trebui să le reașezăm pe un alt fundament. Care ar fi acela? Păi cred că e clară situația. Generația X sau cum se numește acum noua generație de tineri și de copii trebuie să aibă acces cât mai mult și trebuie noi să ne modificăm atitudinea și modul de pedagogie până la urmă cu noutățile pentru a fi în pas cu ei, nu e în pas cu noi. Deci dacă noi nu înțelegem lucrurile astea, vom sta tot așa, adică vom face educație pe sărite. Gândiți-vă că la ora actuală există un clivaj enorm între elevii de la rural față de cei din urban. Nu mai vorbim de clivajul inclusiv în aceeași localitate. Nu toți au posibilități tehnice de a face cursuri acum. Ce ne face? Și așa spuneam că nu mai este școala ce era, că interesul pentru școală abandonă și așa mai departe. Păi dacă noi nu găsim soluții pentru a crea până la urmă fundamentul pentru aceste lucruri, cred că lucrurile nu vor mai intra într-o ritmicitate. Și aici, ce să vă spun? Noi vorbim de școală online. Păi vă spun, eu, spre exemplu, sunt părintele unui copil care este anul 6 la medicină. Vă imaginați cât de greu este unui copil care mâine poi mine este medic să facă cursuri online? Deci este foarte greu. Asta pentru că dotările lasă mult de dorit, dotările universităților, dotările liceilor și așa mai departe, până la nivelul de creșă, cămin. Da? Clasă pregătitoare. Dați-vă seama ce înseamnă să ai un elev la clasa pregătitoare și să-l înveți să scrie. Ce? Și pe ce? Problemele le cunoaștem cu da. Toții. Vă întrebam care sunt soluțiile propuse deci, de soluțiile, PMP. Soluțiile sunt o nouă lege a educației care să țină cont de timpul în care trăim, de tehnica pe care trebuie să o folosim, de a crea un stimulent până la urmă în ceea ce privește școala și prezența chiar și la școala online, e adevărat cu niște costuri destul de mari, dar până la urmă asta este situația. Noi nu știm această perioadă nenorocită până la urmă pentru toată lumea, nu numai pentru România sau Europa. Cât va dura? Da, nu ne spune nimeni un deadline în 2024. Bun, mă uitam lumea afacerilor, antreprenorii sunt și ei disperați, marea majoritate din Horeca, vă dau ca o paranteză. Deci este clar că și ei trebuie să umble la ceva. Și ei trebuie să inventeze ceva. Numai că noi trebuie să-i ajutăm legislativ, să le creăm cadru, să le creăm stimulentul necesar, astfel încât să poată să treacă peste acest moment. Logic, pe toți ne-a prins încă o dată dezbrăcați. Singura mea problemă și pe care nu o înțeleg este la guvernanți, la guvernanții de astăzi, care
Spre exemplu, în sănătate, de 7 luni de zile, am ajuns ca drumari, știți, ne-a prins zăpada pe nepregătite în luna decembrie, adică normal ar fi trebuit să vină în iunie, dar nu. E, de 7 luni de zile toată lumea fierbe, sau 8 luni, vis-a-vis de ce se va întâmpla, cum va fi, ce se poate face, ce nu se poate face. Noi avem un sistem sanitar la pământ. Acum am văzut realitatea. Acum simțim realitatea. De văzut, vedem de 30 și ceva de ani. Deci de 30 ceva de ani, dați-mi și mie un exemplu de un spital nou construit în România. 100% de stat. Nu e. Sau poate o fi vreunul. Nu. Se înțeleg că vă propune să construiți spitale. Dom'le, toată lumea și-a propus să construiască spitale regionale. Dar eu vă dau un alt exemplu. Dar de ce nu și-ar propune toată lumea să facă un spital municipal în municipiul Buzău, pentru că este doar un spital județean? S-au propus unii, să știți, și la locale. Dar n-au reușit. Dumneavoastră, unde credeți că ar trebui să fie spitalul municipal în Buzău? Și cu ce doctor? Că spuneați că aveți un băiat la medicină nu, în anul 6. Am un copil, o fată. Felicitări. Mulțumesc. O așteaptă probabil o carieră extrem de frumoasă, dar în sistemul foarte acesta din România foarte grea. A afectat. Bun, da. În afară de infrastructura pe care cu toții o cunoșteam, dar toată lumea o tot văruia așa și tot o ascundea, avem încă o problemă foarte gravă. Resursa umană. Resursa umană care la un moment dat, cu creșterea salariilor, toată lumea a zis, domne, acum nu mai există motive ca tinerii noștri să plece. Fals. Deci tinerii noștri continuă să plece, nu neapărat din cauza salariilor, pentru că marea majoritate, vă dau un exemplu din zona de sănătate, despre asta discutăm, dar e și vorba de IT și așa mai departe. Marea majoritate a tinerilor pregătiți, sau foarte bine pregătiți, au trecut, au o cultură, știu despre ce este vorba, știu cum să desfășoară lucrurile în viață și nu au niște pretenții exagerate de mari la începutul carierei. E logic să fie așa. Deci nu au niște pretenții foarte mari, dar în momentul în care se duc într-un spital și vor să facă ce au învățat la școală și nu au cum. Nu au și, cu ce. Și nu au cu ce. Pe, nu au cum din cauza resursei materiale, a infrastructurii, a colegilor care nu înțeleg că trebuie să mai vină și altcineva în spate, că nu-s nemuritori, unii nu-s chiar nemuritori așa, mai mor oamenii. Dar știu că loc pentru medici este în spitalele din Domnule, România. Pare că este. În momentul în care, vreți să vă spun un exemplu de la Râmnicu Sărat? Deci la Râmnicu Sărat de ani de zile este un singur medic la radiologie, un singur medic infecționist, un singur medic pe ATI și exemplele pot continua. Să vă spun de ce? Pentru că au venit oameni, să știți, sunt râmniceni, copii râmniceni, foarte mulți la medicină, dar care au încercat să ajungă la spitalul din Râmnicu Sărat și au stat maxim o zi. De ce? Păi nu știu, haideți să-i întrebăm. Dar vă spun eu, ceva n-a fost în regulă. Nu au fost primiți cum trebuie, nu au fost atrași, da? Deci, ca să aduci un tânăr care a studiat la Mureș, la Cluj, la București, la Iași până la urmă, să-i spui să vină la Râmnicu Sărat, adică o treaptă inferioară din punct de vedere al spitalului, e un efort, da? Și tu trebuie să-l atragi pe omul ăla cu ceva. Bine, nu neapărat salarial. Trebuie să dea acele stimulente. Managementul spitalului are datoria, obligația morală și în fișa postului de a asigura resursa umană. Păi dacă nu faci gesturile astea și totul se reduce la politică, că acum încercăm să facem, eu sunt adeptul politicii și nu a politizării. Poate par așa rupt de realitate. Asta este situația. Și văd că unii tot se plimbă pe coclauri așa și ne arată cum au crescut ei pe la bunici. Și ne spun cam cum ar trebui să fie tabăra de la Măgura. Nu, eu sunteți supărat că se mai plimbă unii dintre candidați să arate județul în clipurile lor? Da, poate să se plimbe până le dă sângele pe nasul românește, că știți, mă iertați. Da, vă exprimați extrem de plastic și o să vă rog să reveniți un pic la un discurs mai frumos. N-am niciun fel de problemă. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Problemele care trebuie abordate sunt astea.
care ne dor foarte vis-a-vis tare. Vis-a-vis de spitalul de la Râmnic, să nu înțeleagă nimeni greșit, da. Sunt supozițiile dumneavoastră. A, că fără discuții, nu știți că exact da. Clar ce se întâmplă nu, acolo, nu avem nicio dovadă. V-am dat o schemă. Deci așa credeți că ar fi situația? În momentul în care de ani de zile lucrurile stau într-un medic. Așa ne putem gândi și noi că sunt multe probleme în foarte multe medii, bun. Dar știți cum e, până nu avem dovada, nu putem acuza. Nu, dovada este schema de personal, că atât este de poate încărcat. Nu vor să rămână exact din motivele pe care le-ați invocat. Știu că la Consiliul Județean s-au mai luat câteva hotărâri pentru a-i ajuta sau pentru a-i atrage pe medici. Ați fost și consilier județean da. Dumneavoastră două mandate până când v-ați dat demisia și o să vă întreb de ce după o scurtă pauză de publicitate. Mulțumesc!